Salutare, YouTube, eu sunt Cristi și astăzi o să jucăm o serie cu un modpack pe care probabil că îl știți, mai ales dacă sunteți subscriber mai vechi. E vorba de Hexit, nu e ca și cum ăsta ar fi al patrulea sezon cu Hexit și o să fie și ultimul. Am văzut că foarte mulți vreți în continuare să mai pun Hexit și așa genul. Bă, ok, hai să fie, mai încercăm o dată. Oricum, ultima dată n-am fost, cum să zic, mulțumit de ce am făcut, adică am încheiat sezonul foarte repede pentru că am pierdut harta, pentru că da, eu sunt foarte inteligent mai de felul meu și în sezonul 2 tot așa am fost forțat să îl închid și singurul sezon în care stăteam bine stăteam sezonul 1, care a fost acum aproape un an. De fapt, nu, m-a fost mai bine de un an, de moment ce am început în 2013, primul sezon. Știi ceva? Fuck this shit! Ăsta este sezonul 4 și ultimul din Hexit. Mai dăm o încercare acestui modpack, așa că dacă vreți cât mai multe episoade, dați like la acest episod și să vedem. Sper să strângem măcar 500, să zic, și acolo. Ah, dar chiar, doamne, și înainte câte like-uri? Deci, acum o vară. Vara trecută strângeam vreo 1000 de like-uri pe episod și acum... Abia dacă mai strâng 300 de dem, hai măcar 500 strângem și noi, totuși e revenirea unei serii și chestii. Bun. Așa, acum o să vă explic de ce n-am mai postat seria de Hexit Reloaded. Pentru că toată lumea mă întreabă de ce n-am mai postat seria de Hexit Reloaded și ce, și în ce serie decât seria de Hexit să... Nu știu cum să zic, să o fac mai bine. Păi, nu mai postez Hexit Reloaded pentru că persoana care a făcut Hexit Reloaded s-a gândit pur și simplu să o scoată, așa cum nu mai merge. Efectiv. Și așa era băguită și vai de capul ei și așteptam și eu acolo, sperând, hai mă, fă un update să meargă bine, hai mă, fă un update să meargă bine și n-a făcut. Și... Acum, după atâta timp... Pot să zic că seria aia este oficial închisă, Hexit Reloaded nu mai e o serie pe canalul meu. Mai am seria cu harta de survival, care acum am, nu mai știu exact cum se numește și trebuie să filmez din aia. Și mai am seria de vanilla pe care o fac pe live și pe care nu pot să mai continui acum pentru că n-am timp. Chiar îmi pare rău, deci îmi cer scuze, îmi cer mii de scuze, dar chiar nu mai am cum să mai continui seria aia. Bun, hai să vedem încotro mergem. Cred că merg în partea aia. Aoleu, nu, în partea aia sunt copaci de aia gigantici. Mă duc în spatele meu, gen cum ar veni către asta, către mama ei. Cum mai se numește? Către plajă, către nisip. No, bun. Dar oricum, și poate vă întrebați de ce am ales să mai fac încă o dată Hexit Reloaded. Păi, Hexit. Păi, după cum am zis mai devreme, m-am hotărât, adică nu că de fapt, nu, stai, hai să o luăm altfel. De ce vreau să mai fac o serie de Hexit? Păi, se apropie bacul, mai sunt cam 6 săptămâni, ceva de genul, puțin mai mult de 6 săptămâni și în perioada asta vreau să bag tare, să lucrez și să învăț cât apuc așa, știți? Adică pe scurt să îngrași porcul înainte de Crăciun. Și vreau să filmez mai mult în avans, să am filmat și să aplaudez și modpack-urile vă plac, Hexit ați vrut mai mulți, adică de foarte multe ori mi-ați cerut, dar Hexit când mai aplaudez? Și am zis, bă frate, hai să mai încercăm o dată, ce am de pierdut? Mai ales că eu de mult aș fi vrut să mai fac o dată chestia asta pentru că n-am terminat exact cum aș fi vrut, adică a fost faza în care făceam seria cu Bana. Doamne, ce am făcut asta? Lasă. Păcat. Făceam seria cu Banana și n-am mai fost în stare să facem amândoi, adică nu ne-am mai nimerit la timp și pur și simplu am închis seria și după am fost cea de genul, am șters harta din greșeală, pot să zic așa, pentru că n-a fost chiar intenționat, stai. Cum, domne, așa. N-a fost chiar intenționat. Și când am realizat deja era cam târziu, să zic așa. No, bun, hai să merg pe aici și o să omor vacile
pe care le găsesc pe aici, pentru că vă dați seama că nu stau eu să adun vacile de pe aici, așa că e foarte bună carnea. No, bun. Să face? Ui! Să facem asta? Să facem asta? Știi ce? O să facem asta. Geronimo! Oi, ok. Bun. Am ajuns cu bine. Da, ziceam, poveste, chestii, lucruri, chestii emoționante, vine Bacu, așa, mă rog, o să vreau să filmez mai multe episoade zilele astea cât mai am și eu, nu pot să zic chiar liber, dar îmi acord singur ceva timp să mai filmez, că după aia vreau să mă concentrez numai pe Bac și până o să termin cu Bacu, eventual o să intru și la facultate, nu prea o să mai filmez foarte mult, așa că în momentul de față am ales o serie cu care sunt eu comod și... Așa. Ce-a dat chestia asta? Level. Deci am ales o serie cu care sunt eu comod și pe care chiar aș vrea să mai încerc și am văzut că vă place și vouă. Na, bun. Așa că, na, cum am mai zis-o de câteva ori, un like la acest episod pentru această serie. Mamă, ce damage de căcatul ăla. Ok, văd că în partea asta e un dungeon din ăsta. Ar trebui să țin minte cumva. Aș putea să încerc să pun un waypoint. Da, cred că o să pun un waypoint. Doamne. Ok, stai, mai încercăm o dată. Deci cum era M parcă? Marker name. Dungeon. Să mă gândesc să-mi le scriu așa. Hai să pun decât unul. Și le pun așa de fiecare, de când găsesc un dungeon, nu mai stau să scriu dungeon, dungeon 1, dungeon 2, dungeon așa. Și... Marker group... De fapt nu, ca să nu fie dungeon-uri, pentru că pot fi mai multe lucruri, o să scriu de explorat. Așa, marker 5, 6, 100, așa, bun. Deci aici este un marker acum și o să știu să revin când o să vreau să explorez chestii. Și damn it, ultimele dăți când m-am jucat cu portalele astea, n-a ieșit bine. Da, parcă era să încheie o serie la un moment dat. Am plecat la mama, dracu, în partea opusă. Prima serie, doamne, că nu știam cum funcționează chestiile aici. După aia și le-am mai folosit. Adică, știți, m-am speriat așa de rău încât n-am mai folosit niciodată portalele. Well, dacă tot o să fie ultima serie, la fel de bine, de data asta putem să le și folosim. Adică să fim ceea ce nu știu ce fac, deși Tiolo. Oricum nu o să mai dăm vreodată pe aici în acest... modpack, adică de fapt o să dăm, dar după seria asta nu știu cât o să mai vin eu. Bun, astea n-am nevoie. Asta ar fi bună. Hai că o lăsăm. Bun, începem să facem upgrade la gear, la echipament. Bun. Opa, mamă, ești nebun cât în ce hal m-am speriat prima dată de căcaturile astea, că nu știam. Ia Dacia. Uauleu, wow, dar ce spune te spate? Wow, man. 6% o să fie. De fapt, pe asta e. Eh? 109 pentru că 110 e... Nu știu cum să zic, e prea nașpa. Și văd în partea un village. E bun. Așa, poate o să stăm aici prima seară, nici nu știu de fapt. N-am nicio idee. Ok. Ce tam iartă-mă asta? Ui! Oh, calm! Tătică! M-a speriat chestia asta. Bun, văd în parte o barcă în spate. Nu, că vreau să sparg să văd ce e aici. Deci, să mor tu că ai pus efectiv niște bucăți de cobblestone, așa random,
pe mijlocul plăjii, plajii, plăjii, doamne, plajii, pe mijlocul deșertului, așa, perfect. Deci ai pus în mijlocul deșertului niște bucăți de cobblestone random. Ah, ok, cred că asta a fost un troll, adică bănuiesc că se gândea că armiți dobitoși gen eu, or să stea să... Alesă, Hexical Flower? Nu-mi dau seama, nu sunt. Adică anumiți dobitoși gen eu, or să stea și or să se chinuie și stai că deja vine seara, nu e bine. Asta nu e bine. Aoleu. Nu știu, tot mi se pare că se aude prea tare. Și acum mi se pare că nu se mai aude deloc. Nope, never mind. Cred că acum chiar nu se mai aude deloc. Bun, vreau să văd dacă avem pe aici o chestiuță de aia unde găsești lână în podea. Pare să că nu. Nasol și n-am nici măcar de la... Mama lui, n-am nici măcar... What the fuck is this shit? Uite-o, vulpe. Voi ați auzit cum țipă chestia asta? Zici că e unul torturat. Cam așa ce poate, genul. Ok, îmi cer scuze pentru cei care folosesc căști. Pizda, mă! Ce a fost asta? Asta că ce, că am făcut mișto de vulpe sau ce, a? A, tu ai dat, mă? Tu ai dat? Bine, las că vezi tu, imediat ce mi se reface viața. Pff, încă, mai așteaptă, dar și când o să termin aici o să vezi tu, ho! Și încă în ce hal o să vezi tu. Și... Ce zi frumoasă, nu? Da. Pam 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 pam. Bă, nu știu, mă gândesc să facem aici o primă bază și după aia eventual să am grijă să... Mă, am putea încerca să stăm aici. Văd și un mic dungeon în partea asta, mai avem și locul ăsta de explorat. Da. Am putea să stăm aici. Stați așa. Am asta. Bun. O să las toate lucrurile și acum să vedem ce am nevoie. Să iau pâinea. Am iron, am și de-asta. Hai să facem un furnal și să începem să prăjim niște carne. Pentru că mâncarea mea e păducă. Adică mai am bucățile astea de pâine și cam asta ar fi mâncarea mea. Scheletele le-am mai fi pe afară. De fapt, sincer, nici nu prea-mi pasă în momentul de față. Așa. Pare că n-ar mai fi... Ce dracu caută ea pe casă? Și cred că am descoperit ceva. Nu e asta. Nu mai știu cum arătau casele alea care aveau lână pe podea. Erau niște case care aveau niște lână în podea. Mă, stau și mă gândesc. Ok, unde, doamne, iartă, mă duce asta? Stau și mă gândesc, oare putea să adaug vreun mod la Hexit? Adică e mod pack, nu de la custom, deci nu știu dacă ai putea. La teoric ai putea, de ce nu? Interesant, stai să mă gândesc. Hexit-ul a fost pe 1.5, nu? Oare fi Lucky Block pe 1.5, adică mă gândesc că ar fi ceva să fie un mod, adică să fie Hexi și să adaug Lucky Block. Chiar ar fi fain, adică ar fi un loc, să zic așa, destul de interesant în care să adaugi Lucky Block, pentru că îți permite, în primul rând, faci o destul de ușor de gol și chestii de genul, deci asta n-ar fi o mare problemă. Și nu doar atât, dar ar fi un adaug destul de interesant, ar aduce destul de mult, nu știu cum să zic,
diversitate, nu știu dacă ăsta e cuvântul cel mai bun, adică da, aduce ceva diversitate, dar nu știu dacă atât încât aș dori eu. Calm, calm, man, calm. De oricum nu cred că o să mai plantez la loc nimic, pentru că, na, de ce? De fapt, stai că o să stau, am zis că o să stau pe aici puțin. Deci aș putea la fel de bine să și plantez lucrurile la loc. Știi mai bine la toate astea să crezi că și după le iau pe toate, nu stau așa să mă chinui, pentru că mâncare am ceva momentan. Așa că o să le pun pe aici și când o să crească toate, abia atunci le luăm. Cred că o să mai pierdem ceva timp aici. Oricum, cam asta a fost-o și pentru acest prim episod. Până la viitor, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, nu este asta, apăsați butonul de like. Pentru că așa mă susțineți foarte mult. Eu am fost Cristi, sper să aveți o zi bună în continuare. Bye, bye!